Salut, fetelor! Bine ați venit la un nou filmuleț. N-am mai filmat de ceva timp, am fost și ocupată și nici nu am ieșit. A fost o vreme cam nașpa, foarte frig, am avut o zi cu zăpadă. Când a fost ziua aceea cu zăpadă, în Franța nu a fost zăpadă din 6 februarie 2021 și anul acesta am avut o zi friguroasă în care busurile, transportul în comun nu a circulat, foarte puțină lume a circulat, cred că doar cei care au avut cauciucuri de iarnă. Francezii nu-și pun cauciucuri de iarnă de obicei, pentru că nefiind zăpadă nu are rost. Cred că cei care au fost la munte au fost obligați și noi ăștia din Europa de Est la fel. Eu am avut cauciucuri de iarnă, am dus fetele la școală. În schimb, Julia nu a avut numai o jumătate de zi pentru că au fost doar trei elevi în clasă și nu s-a făcut ore. Așa că o să vă las în acest video ce am făcut noi în ultimele 2 săptămâni, că cred că de atunci am mai filmat așa mici secvențe. Și astăzi mi-a venit un colid de la Shein în 2 zile. Nu-mi vine să cred, este vremea soldurilor aici în Franța și mi-a venit un colid în 2 zile. Am rămas mirat, eu n-am comandat nimic, dar totuși am mers să văd. Mă gândeam că probabil la vecina i-a ajuns ceva și vrea să mi-l dea mie, dar când mi-am auzit numele, am rămas uimită, sincer. Am mai avut încă o comandă de la Shein, care am filmat-o și nu am pus-o, o să adaug și pe aceea în acest filmuleț. Și mi se pare că am mic pachetul, probabil o să fie în două zile diferite, pentru că mi se pare mic, pentru că acum am dat blugi pentru Julia și arată cam așa. E greu, este greu, dar este mic. Da, se pare că nu au venit toate. Au venit blugii, de aceea a fost greu. Și o rochie asta, nu știu dacă e a mea sau a lui Lea, pentru că ne-am comandat la fel. Deci mai trebuie să îmi vină și altă comandă. Am cumpărat și trusă pentru școală la Leia, dar nici mai știu, trebuie să mă uit pe site. Mă enervează când vine așa în două coleturi aparte, pentru că nu mai știu ce am comandat. Trebuie să mă uit la ei pe site. Sunt curioasă blugi dacă o să-i fie buni. Și mie mi-am cumpărat o pereche. Astea cred că sunt a lui Julia toate. Sunt curioasă să văd dacă o să-i vină. Mi-am cumpărat o rochiță neagră cu buline albe. Dar rochea asta numai 38, numărul 38 nu este. 38 mi-am comandat, dar este foarte mică. O să fie bună la Julia. Are o talie de 2 palme. Foarte, dar este foarte frumoasă și în partea de jos. Îmi place ca model, dar nu este pentru mine. Este și elastică, dar nu-mi place. Nu-mi place să-mi fie chiar așa strâmtă. Credeam că o să fie mai largă. Probabil trebuia să-mi iau mărimea 40. Și eu și Julia. Sper să fie bună la Julia. Sunt foarte drăguțe. Îmi place culoarea. A fost și verde închis. Dar mie îmi place culoarea bej. Am să desfac pachetul să văd ce este înăuntru. Am comandat multe fundițe de păr pentru fete. Acestea sunt dintr-un material așa lucios, din saten. Grafe albe și curele pentru rochii. Un alt set de fundițe din catifia. Deci din nou curele. Wow, astea sunt faine tare. Wow, uitați cât sunt de frumoase. Foarte faine, o să mai cumpăr din astea. Poate este și altă culoare. Aici, cred că pentru Julia am cumpărat aceste curele. Din asta am mai avut. Și mi-am lăsat în România, așa că mi-am mai cumpărat una. Da, aici sunt, nu știu, mi-am cumpărat de 2 ori aceeași chestie.
Nu mai țin minte. A, nu, nu, că nu-s la fel. Nu, nu-s la fel. Astea-s din alea lungi care coboară în jos. Acum mi-aduc aminte. Am luat și această ustensilă pentru debușarea chiuvetei. Este așa lungă, pentru că la baie tot timpul chiuveta sau vana curge de multe ori apa foarte încet, așa că am să o curăț cu această chestie care văd că este, se modelează Ce am mai găsit pe Shein este aceste eșarfe, baticuri, pe care o să le port la biserică. Acesta este un verde închis, mi-am luat roșu, roz deschis și bej. Bej pentru că am o rochie bej. Am cumpărat trei rochii la Julia, pentru Julia, și eu mi-am cumpărat două. Sunt destul de grele, sper să fie de calitate. Astea sunt cele verzi. Am cumpărat și eu și Julia la fel. Să ia lui Julia. Dar este o catifia destul de calitativă. Este grea. Chiar dacă nu are căptușală, dar este grea. Și ce-i fain că vine până sus. La Julia îi plac așa stil, ca și bluzele. Tot pentru Julia și-a mai ales două rochițe. Mi se pare foarte bufantă mânica. Mânica este bufantă. Aici are un cordon și această rochie care este foarte faină. Și materialul este bun și culoarea. Are și o fundiță în partea de sus. Și fundița asta se poate și lua dacă nu-i place, pentru că are o capsă. Și este așa evazată partea de jos. Iar aceasta este cu pliuri. Această calitatea nu e așa de bună. Dar fain că are mânică lungă. Sper să-i placă. Și partea de sus vine așa. Și aceasta este rochia bej. Este atât de faină. O ador. Și nasturii sunt foarte faini și are aceste detalii din dantelă. Mâneca vine așa, partea de jos și, surpriză, are căptușală. Este singura rochie cumpărată de pe Shein care are căptușală. Într-adevăr, a fost și un pic mai scumpă, dar, sincer, și-a meritat banii. Am avut și un bon de reducere de pe site-ul lor, pentru că le-am luat în perioada când, cred că era ultima zi de Black Friday. Și am avut 25% pentru fiecare produs. Știu că prețul inițial a fost 38 de euro și eu am dat 31, dar este tare faină. Wow! Chiar și partea de sus este cu căptușală. Foarte, foarte faină. O ador! Cu siguranță o să-i comand și la Julia una, pentru că o să-i placă, având în vedere că este închisă partea de sus. Doamne, deci o ador. Toate îmi plac. Mai puțin această roche, nu-mi prea place materialul, dar în rest toate îmi plac. Și accesoriile sunt tare faine. Tare, tare faine. Nu le mai deschid acum pentru că nu prea am timp, dar sincer sunt foarte mulțumită de această comandă. Pentru weekend o să fac prăjitura tăvălită. Am făcut două blaturi de pan de șpan, unul simplu clasic, iar celălalt am pus unt. Să fie așa mai ferm. Acesta este mai moale. Am amestecat două tipuri de ciocolată, ciocolată cu lapte și ciocolată neagră, ca să nu fie nici prea amară și nici prea deschisă la culoare.
am lăsat porțile deschise pentru că acum seara ajunge cumnatul din România și mi-a trimis mami pachet. I-am spus că am nevoie de un arcuș pentru vioara lui Lea, pentru că s-a rupt arcușul ei. Și o să vină cu arcușul și mi-a trimis și câte una alta din România. Acesta este arcușul. Are un detaliu aici care celălalt nu l-a avut. Dar în rest este la fel. Foarte bucuroasă că a ajuns. Celălalt deja l-am aruncat și am spus la profesoara de muzică dacă poate să-i împrumute un arcuș până ne ajunge cel din România și a fost drăguță și a dat la Lea timp de 3 săptămâni un alt arcuș. Vai, deci tati a trimis un sac de porumb și cereale pentru iepure ca să nu-i mai cumpăr de aici pentru că, na, nu că este destul de scump, dar fiind iarnă mănâncă foarte mult și aici sunt cerealele, așa. Este exact cum cumpăram eu din Action. Și mi-a zis un sac mare. Of, Doamne! Aici sunt carnații de porc afumați. Am să-i tau, să-i bag în congelator pentru că nu am unde să îi pun afară. Chiar dacă este frig și ar fi bine, dar nu am unde să îi agăț. Dar o să-i pun în congelator, așa o să am de fiecare dată când vreau să fac ceva mâncare afumată. Aici mi-a trimis mami un soare proaspătă de porc pentru cornulețe, prăjituri și mi-a trimis prea multă, 3 găletuțe din astea cu capac. Aici sunt 3 tăiței de casă micuți așa. Și o grămadă de ouă de casă. Și fiecare ou este împachetat individual. Aici sora mea s-a ocupat, a avut răbdare să împacheteze fiecare ou. Și tot așa este o găletuță, au zis că sunt vreo 40 de ouă. Eu mai am ouă din Lidl cumpărate, astea sunt ultimile. Și pe urmă o să mănânc și pe astea alte. Aici pentru fetele a cumpărat un sac de pufuleți dulci și mie că și fetele mănâncă, dar mai mult noi, ăștia mai mari, mâncăm pufuleți sărați. La fetele place mai mult pufuleții cei dulci decât cei sărați și sunt atât de proaspeți. De mult n-am mâncat pufuleți așa proaspeți, se topesc în gura. Am mai avut nevoie și de făină de mălai și griș. Grișul l-am pus în bucătărie. Făina de mălai mea am în bucătărie, așa că am adus-o în cămară la rece. Și de fiecare dată când primim pachet din România, avem și câte o surpriză. Fetele au aceste jenți de culoare top. Julia deja și-a dus-o în camera ei. Aceasta e a lui Lea, dar sunt la fel. Iar eu o am pe aceasta. Îmi place această geantă, este pe stilul meu. Și este destul de mare. Nu este nici mică, nici mare, așa când merg la cumpărături, la lucru. Foarte faină. Și așa un material fin, suplu. Asta este un pic mai rigidă, mai moale.